Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Azi avem pentru voi Discovery, iHunt S60 Discovery. Un telefon robust, cu adevărat robust, puternic și bărbătesc, costă în jur de 745 de lei și în această cutie lată se ascunde un terminal militaresc pentru ziua veteranilor, un telefon pentru veterani și nu numai, un telefon cu adevărat militar, certificat IP68, submersibil, am înțeles că poți să-l ții în apă chiar și 2 ore, la o adâncime de 1,5 metri. De asemenea, l-am văzut pe YouTube, cineva i-a dat foc telefonul ăstuia. Nu recomand asta, bănuiesc că nu e acoperit de garanție, dar cineva a încercat-o și pe asta. Rezistent la șocuri, contacte dure și cu un corp foarte, foarte solid. Acesta este noul iHunt S60 Discovery, telefon robust, cu multe accesorii la pachet și cu preț în jur de 745 de lei. E bine, a început primul boot, văd care capace pentru jack audio, pentru portul USB, un buton în plus lateral, urmează să aflăm ce face, și mai avem aici SIM tray-ul care se scoate prin tragere, fără cheiță. Ok, acum are loc boot-ul și așteptăm să intre în modul de setup. Avem o cameră dual în spate, blitz dual LED, scanner de amprente, certificare IP68, submersibil și cu o ramă metalică solidă. Acesta este noul iHunt S60 Discovery și e momentul să vedem ce primim în cutie și ce dotări ne rezervă. iHunt S60 Discovery, un telefon robust, masiv, solid, 745 de lei și este un adevărat tank de telefon, un adevărat device off-road, ca să zic așa. Cumva zona camerei mi-a amintește de un Vertu, dar în loc să fie fashion, este cu adevărat un telefon rugged, matur, dur, robust, bărbătesc. E un unboxing așa, ca să vedem ce primim în cutie. În primul rând, un alimentator foarte generos ca dimensiuni, branduit iHunt și care promite încărcare la 5V și 2A. Sincer să vă spun, am făcut deja o încărcare și se mișcă foarte repede. Mai avem și un cablu de tip micro USB to full USB și o pereche de căști care mi amintește de Apple AirPods și vin cu conectorul în acela clasic. Avem și o protecție pentru ecran. Iată, întotdeauna utilă. Și un manual pentru acest iHunt S60 Discovery, telefonul pe care să-l iei în safari și în alte medii dure, bărbătești și periculoase. Ok, punem asta deoparte și ne concentrăm asupra telefonului și hai să începem setup-ul său și în același timp o să aflați una alta despre dotările acestui smartphone robust și dur. În primul rând, are un capac sus care acoperă jack-ul audio, are un capac jos care acoperă portul micro USB, iar lateral avem acest buton power plus sloturile pe un singur tray de care tragem cu unghia. Continuăm setup-ul. Pe cealaltă parte, pe partea stângă, o să găsiți butoanele de volum și un extra buton pe care o să-l investigăm și o să vedem ce aflăm despre el, ce face și cu ce poate fi asociat. Bănuiesc că fie declanșează camera, fie este un buton căruia putem asocia alte funcții, eu știu, pornirea lanternei, spre exemplu. În rest, certificare IP68, măsoară 15,5 mm în grosime, cântărește 253 de grame. Ce vedeți voi aici este un display IPS LCD de 5,55 cu rezoluție de 1440x720 de pixeli. Avem parte și de protecție, Gorilla Glass 3, două sloturi SIM, suport 4G, iar la interior este un procesor quad-core MediaTek MT6739 la 1,5 GHz. În rest, am observat o chestie foarte interesantă. Vedeți? Îți arată și secundarul în lock screen. Știu că nu e mare lucru, dar m-a frapat treaba asta. După sute de telefoane care mi-au trecut prin mână, chestia asta mi-a sărit în ochi. Știți cum e vorba aia? Detaliile contează foarte mult. Ok, mai departe un GPU PowerVR GE8100, rulăm Android 8.1 Oreo, ceea ce nu e rău deloc. Sunt telefoane cu ștaif care au rămas blocate la Android-uri mai vechi. Și hai să vedem About Phone, cu adevărat Android 8.1.0 Oreo. Pe lângă procesorul anterior menționat, mai avem 2 GB de RAM, 16 GB de stocare, slot microSD, Bluetooth 4.1, Wi-Fi BGN, micro USB 2.0, jack audio și un SIM tray. Cât despre camere, v-ați dat seama deja, cameră dual în spate, senzor de 13 megapixeli, Sony IMX134, blitz dual LED, deschidere F2.0, evident captură bokeh și de resubt un cititor de amprente. Textura mă duce cu gândul la cauciuc, cam asta ar fi vibe-ul, cauciuc plus carton plus plastic,
Cam asta e senzația. În față avem o cameră selfie de 8 megapixel și atenție, avem un blitz aici, dar este blitz dual LED. Dacă până acum subliniam faptul că am primit un blitz LED în față, acum am primit un blitz dual LED, deci mă aștept la selfie-uri luminoase. Nu se putea fără o baterie generoasă, cum am tot văzut în ultima vreme pe iHunt-uri. 5580 de mAh, o unitate litiu polimer, care asigură până la 22 de ore de playback video. De-abia aștept să testez treaba asta. Mai avem la dispoziție și radio FM și telefonul rezistă la apă, la praf, la șocuri, stă în apă 2 ore, la o adâncime de până la 1,5 metri și puteți face chiar fotografii sub apă cu el. Ok, cam așa arată interfața camerei, are HDR, are niște efecte, are o funcție SLR, care mă gândesc că e probabil bokeh, beauty, panorama, beauty cu multe subsetări și video. Hai să vedem la ce rezoluție filmăm. Nu arată rău porțiunea asta de UI. Ok, calitate video 720p și 1080p, nu mergem până la 4K, era de așteptat la acest preț. Să nu vă mire absolut deloc dacă tot săpând pe aici găsim și vreo opțiune de captură sub apă, pentru că poate așa ceva. Ok, cam acesta a fost primul contact al nostru cu iHunt S60 Discovery, unul dintre cele mai robuste telefoane văzute în ultima vreme. Îl vom testa, nu știu dacă îl vom prăji și noi ca alții, nu cred, dar veți afla cât de dur e și mai ales cât ține bateria asta, care promite multe pe hârtie. Cam atât la Mobilissimo, revenim cu review cât de curând. Rețineți prețul, 745 de lei. La revedere!